crearea după fire a părții mânietoare, am spus că este împotriva faptelor și se numește curaj. Curaj. Asta este curajul, bărbăția. Și deci într-un război noi nu mergem, cum să spun, în război, nu facem un război ca să-i omorâm pe ceilalți, ci facem război ca să ne apărăm pe cei dragi. Pentru asta se face războiul. Înțelegeți? Asta este așa, foarte pe scurt, cu mânia. Deci prima victorie împotriva mâniei este oprirea în gât. A doua este, totdeauna trebuie să știi și să ai gândul bun că cealaltă vrea să facă binele, dar nu știe, nu poate, nu i-a ieșit, a greșit, i-a scăpat și mai departe, sau situația a devenit astfel încât efectiv nu poate să gestioneze. Și atunci, în clipa respectivă, când pui acest gând bun și vezi că este, de fapt, o neputință omenească, atunci te aliezi cu ea împotriva dușmanului comun, care este problema, este fapta, nu este, mi spune, persoana în sine.